Încep printr-o parafrază a unei expresii din colindele noastre frumoase românești, praznic luminos. Pentru mine, faptul că mă aflu aici, în contextul acesta extraordinar de bucurie, de minte, inimă și literatură, este într-adevăr praznic luminos. Luminos nu că vorbim de lumină lină. Poate și de asta, că de aia am venit. Dar luminos pentru că vorbim de lumina din sufletele noastre. Și asta este cea mai importantă, cea care ne leagă, ne înfrățește și ne luminează, ne luminăm reciproc cu ea. Creștem în lumina unei comuniuni de iubire și în comuniunea unei pasiuni pe care cu toții o cultivăm și care este dragostea de condei, dragostea de literă, dragostea de cuvânt. Pe de altă parte, îmi vin în minte cuvintele psalmistului din Vechiul Testament, care zice așa, cât este de bine și cât de frumos ca să trăiască frații împreună, în unire. Ceea ce văd eu aici și dincolo de limitele acestei săli, mă gândesc la colegii, prietenii, ecourile evenimentului nostru în județele amintite aici, inclusiv județul New York. Lucrul acesta mă duce cu gândul la marea comuniune care se creează între noi atunci când împărtășim pasiunea noastră comună. Știu și știm cu toții că în lumea profesorilor și în lumea revistelor există invidie și concurență. Și tocmai de aceea este așa de importantă împărtășirea, când ne adunăm ocazional ca să ne zidim sufletește, zicându-ne unii altora ce facem și de ce facem și creind posibilități în felul acesta ca să ne susținem reciproc, să ne promovăm. Cred că opusul concurenței este promovarea, cu toate că, dintr-un alt punct de vedere, și concurența implică un anumit tip de promovare. E bună și ea, dar atunci când este făcută în mod cinstit, cu inimă curată și deschisă, dar, în general, atunci când noi facem evenimente de genul acesta, știu că și dumneavoastră le faceți, am auzit chiar și acum, sensul primar, cred, al unei astfel de întâlniri este ca să ne deschidem unii altora pagini în revistele pe care le-am creat și le conducem. În felul acesta creștem, așa creștem, nu numai cu cercuri mici restrânse, trăind în cercul nostru strâmt, ci lărgind cercul și trimițând în lumea largă valurile pe care fiecare le face, la rândul său, cu un cuvânt pe care l-a publicat în lumină lină, în cazul de față. Sigur că asta a fost așa o mică remarcă preliminară, trebuie să încep cu începutul și începutul înseamnă expresia gratitudinii mele față de domnul Virgil Cisteanu, care a făcut posibilă această întâlnire, a făcut un efort deosebit pentru a ne aduna pe toți și a ne simți bine, după cum sunt convins că vă putea spune la sfârșitul întâlnirii noastre. Deci mulțumesc din toată inima și pentru diploma acordată, pentru reviste, pentru cărțile și pentru tot ceea ce însemnați dumneavoastră în cultura Alba Iuliei, aici și în cultura națională, în cultura română în general. Sunt foarte fericit că am alături de mine
pe doamna profesoară Anca Sârghie, român-american că, nu americană, român-american că, pentru că am dezvoltat împreună proiecte frumoase și în țară, când am făcut de pildă unul din ele, Zilele Lumină Lină la Sibiu acum câțiva ani și la New York, unde de mai multe ori am participat la simpozionul anual Mihai Eminescu, pe care eu îl organizez acolo, în cadrul Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Faptul că domnul profesor Dorel Cosma este lângă mine este un privilegiu. Un privilegiu din mai multe puncte de vedere. Ar trebui să încep cu primul, dar mă rezum la ultimul, pentru că altfel ar dura prea mult locuțiunea mea aici. Deci, noi venim de la Bistrița aici, să știți. Pentru că Zilele Lumină Lină se dezvoltă, se petrec în fiecare an în alt oraș. Revista este în anul 20 de apariție, cum se vede pe copertă. Deci, ne-am plimbat în vreo 20 de orașe, de la începuturi și până acum. Ultimul oraș în care am fost, anul trecut, a fost Bistrița, unde am fost fericiți să fim primiți o echipă de scriitori și ziariști din redacția revistei Lumină Lină, dar și alți prieteni din țară, de domnul profesor, domnul director Dorel Cosma și poeta Elena M. Câmpan, de toți colegii, Nenuț Maximinean, toți colegii și de acum, pe bună dreptate, se poate spune, prietenii de la Bistrița. Și mutându-mă și mai la stânga, trebuie să o introduc în felul meu pe Muguraș Maria Petrescu, care în ultimii ani a devenit un fel de mecenă a prieteniei româno-americane la nivel literar. Nu mă refer la prietenia româno-franceză, că dânsa e traducătoare de carieră. Română-franceză, română-engleză și, evident, viceversa. Cu Franța avem și noi relații și știu că Mugurașa a și fost acolo și a prezentat pe mulți dintre noi cu ocazia conversațiilor pe care le-a avut și intervențiilor în evenimente deosebit de importante pentru cultura română. Dar cu America are relații mult mai strânse, pentru că este prezentă în Canada, este prezentă la New York, este prezentă în Los Angeles și în alte comunități, pentru că îi traduce și în sensul de traductore, traditore, și în sensul acela, și pe mine m-a trădat, ne traduce pe toți și ceea ce este extrem de interesant e faptul că unii din noi care suntem acolo și scriem în engleză, eu scriu în ambele, mai mult în română, dar avem colegi care sunt de foarte mulți ani sau la a doua generație, în engleză, vor să fie publicați în românește și în România. Cei de aici, care scriu în limba română, vor să fie publicați în engleză, în special, că e limba, să spunem, esperanto modernă. Și Muguraș asta face. Deci deschide fiecăruia dintre noi, noi universul. Dar bineînțeles că mai sunt aici în sală prieteni care fac naveta din România la New York, cum e domnul Vasile Rusu, de exemplu, și alții care fac naveta mental în minte și în inimă, și din aceștia sunt mai mulți și nu intru în listă, și sunt deosebit de bucuros de asemenea că o prietenă de-a mea, pe care n-am avut ocazia să o cunosc personal decât acum, Adriana Weimer, a făcut efortul să vină de la Lugoj. Cu bucurie la noi. M-a publicat de foarte mulți ani în revista pe care o conduce Banatul și de asemenea sunt fericit că suntem împreună aici. Dragii mei, Zilele Lumină Lină
a fost conceput ca eveniment de legătură între românii din New York și românii din țară. Pentru că de foarte multe ori ați auzit vorbindu-se de dezbinare, că românii sunt dezbinați. Noi acolo auzim mai des, poate, decât dumneavoastră, pentru că această dezbinare, aparent, eu sunt împotriva promovării acestui concept, că românii sunt dezbinați. Și am să spun și de ce. Dar, aparent, această dezbinare se petrece la trei niveluri. 1. Dezbinarea românilor din țară. 2. Dezbinarea românilor din diaspora. 3. Dezbinarea românilor din țară față de cei din diaspora. Și în interviurile pe care mulți colegi de-ai mei din America le dau în ziarele și în presa, la televiziune, de aici, cumva apare ideea dezbinării. Și este ideea dezbinării promovată chiar de românii de acolo. Nu știm cine a lansat-o. Ori noi cei de acolo, ori unii din cei de aici. Eu, și ca preot de parohie românească ortodoxă în New York, și ca profesor universitar la Metropolitan, la Facultatea de Științe Sociale, și ca fondator de cenacul literar și revistă, deci am mai multe cercuri de români de diverse categorii cu care mă întâlnesc, eu știu că suntem uniți. Nu suntem dezbinați. Eu promovez ideea de comuniune și încerc să contracarez teoriile despre dezbinare. Pentru că, într-un fel, dezbinarea e firească. Dacă e firească, ar trebui să o numim altfel, nu cu termenul acesta, dezbinare. Poate diferență, diferență de opinie, de convingere, de, până la urmă, și de credință religioasă. Asta nu ar însemna necesarmente dezbinare. Faptul că eu l-am votat pe Iohannis și sora mea l-a votat pe Ponta și că ne-am certat serios în familie pe tema asta, nu înseamnă că, de acum, familia Damian este dezbinată. Și deci asta este un mic exemplu, toate aceste lucruri sunt doar diferențe, nu sunt necesarmente dezbinări. Eu mă uit la bisericile românești, sunt 11 în New York, mă uit la restaurantele românești, sunt vreo 7-8, la magazinele românești, unde românii curg, deci fiind. Dacă românii ar fi așa de dezbinați cum se vehiculează, atunci ar fuci care încotro unii să nu se vadă pe ceilalți și s-ar duce, se mai și duc. Bineînțeles că acum nimic nu poți absolutiza. S-ar duce pe la greci, pe la catolici, pe la ruși, că sunt tot felul de biserici, dacă vrei neapărat să mergi la o biserică ortodoxă, dacă ești catolic, ai unde să mergi încă și mai mult, dacă ești protestant, ai încă și mai bine unde să mergi, ca să fugi de români. Dar nu văd petrecându-se un astfel de fenomen. Și atunci, de ce să pedalăm așa de mult pe ideea dezbinării? De aceea, eu vin cu revista Lumină Lină în țară, pentru a promova ideea de comuniune. Adică în fiecare an în alt oraș, ca să ne cunoaștem mai bine, să știe lumea din România că noi existăm acolo ca români cu dor de țară. Și că scriem în românește pentru că oriunde am fi, ne simțim români. Sunt mulți care spun, ei, te-ai înstrăinat, o, te dai mare, sau nu știu cum. Acestea sunt retorisme care n-au nici un fundament în viața reală a fiecare dintre noi. Pentru că oriunde ne ducem, vorbim tot de România. Și de bine, și de rău, bineînțeles. Ca și aici, de altfel. Deci nu ne deosebește absolut nimic de frații noștri de acasă. Deci, la New York, în 1993, am înființat Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și odată cu ea cenacul literar Mihai Eminescu și Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă și, 3 ani mai târziu, revista Lumină Lină. Am făcut acest lucru pentru că era o nevoie de așa ceva. Ziare românești erau puține și acum sunt puține. Dar
ele se axează mai mult pe partea politică. Preiau din mass media evenimentele politice din țară și le răspândesc, le fac cunoscute. Acum, nici măcar nu mai este nevoie de, să spunem așa, de ziare românești care colportează informația politică. Intri pe Facebook, pe Google, pe... avem toate mijloacele electronice la dispoziție ca să fii informat. Ziarele mor. Ceea ce nu moare este un ziar de cultură care nu există și o revistă de cultură care există. Nu numai Lumină Lină, mai sunt și altele. În New York aceasta este, dar mai sunt altele în America și Canada. Ca atare, cultura nu moare. Politica e așa, în valori, cultura este deasupra. Și pentru că în 93 am observat că românii de acolo nu mai erau la curent aproape deloc, chiar iubitorii de cultură, cu fenomenul literar, cultural din România. Întrebai pe cineva, care este cel mai bun poet actual din România? Dă-mi tu vreo 10, nu trebuie să spun. Sau care îți place ție, Lucă, cel mai bun? Poate cel mai bun în sensul unei opinii subiective. Și nu oamenii nu știau să numească 3, 4, 5, 10 poeți contemporani, din generația tânără, din România. Și atunci m-am gândit că un cenaclu și o revistă poate să îi aducă pe români acasă în contemporaneitate. Nu așa numai în doruri vagi, nelămurite, frumoase, de locurile de unde fiecare a plecat. Și pentru acest motiv cenaclu s-a întrunit de atunci și până azi, la fiecare două săptămâni cu regularitate, evident cu excepția vacanțelor Paște, Crăciun și un pic vara, de lipsă vara, în rest în vara continuăm totuși să ne întâlnim. Și lucrul acesta reprezintă un fenomen care ajută extrem de mult pe românii de acolo să se înrădăcineze la nivel de cunoaștere a fenomenului cultural de aici, în cultura română. Sunt acolo, dar sunt la curent. Și bineînțeles că revista este numai un fel de tribună mică de promovare a culturii române clasice și contemporane acolo. Dar ea face valuri. Și acesta este lucrul cel mai important. Pentru că de aici unul spune, a, și pe acesta îl știu, sau acesta e din Alba Iulia. Și imediat intri pe Facebook sau pe Google, pe internet și faci legături, conexii, te duci mai departe. Deci totul să ai un punct de plecare. Revista este, din punctul acesta de vedere, un start. Și evident că în revistă publicăm scriitori din America și Canada și, de asemenea, scriitori din România. Cam jumătate din 120-30 de pagini din fiecare număr sunt, e dedicată condeilor din România. Pentru că am vrut să facem acest pot peste ocean unde românii care vor să aibă bucuria că au apărut într-o revistă din străinătate. Să poată să aibă această ocazie și această bucurie. Și bineînțeles că, după aceea, invers, prin publicarea de către noi, echipa mea, cu această ocazie vă transmit salutări de la criticul și istoric literar Mene Rusu, colegul meu, și de la profesora Mihaela Albu, scriitoarea Mihaela Albu, de la Vasile Andru, Dan Angelescu și ceilalți din redacție. Deci, cu această ocazie, noi publicăm pe alții, alții ne publică pe noi și asta înseamnă creșterea împreună, promovarea de care vorbeam. Alte neamuri, nu dau nume aici, mai multe, sunt în vârf de piramidă când este vorba de susținere reciprocă. Nu contează că e foarte mare valoare, că e mai mică, fiecăruia îi dai un impuls și fiecare ajunge un pas mai departe în privința vizibilității și în privința acestui tip de promovare. Ca atare, aceasta încearcă să facă revista Lumină Lină. La biserică noi facem slujbe numai în românește, exclusiv. În alte zone din America se face și în engleză sau se face bilingv. Noi avem generația tânără de copii și tineri care au crescut acolo în limba română.
am fost solicitat să fac și în engleză, în ideea că cei născuți acolo s-ar regăsi mai bine cumva în limba engleză, că normal vorbesc engleza mai bine decât româna, cei născuți acolo. Și n-am acceptat lucrul acesta, am spus că româna este limba de familie, este limba mamei, e limba maternă și ca atare nu adaptez liturghia. Pentru alte motive, în alte zone s-a făcut și e bine că s-a făcut, dar în cazul nostru, unde suntem numai români, dacă aș avea 10 familii mixte, unde aș avea prin soț sau soție 10 americani în biserică, poate aș mai spune ceva, dar nu e cazul în New York. În New York nu avem așa ceva. Toate parohiile, cele vreo 10-11 menționate, sunt exclusiv parohii românești. Și atunci nu am găsit cu cale să traducem liturghia în limba engleză, ci să crească copiii bilingv și să vorbească cursiv și fluent românește, așa cum vorbesc cursiv și fluent limba engleză, pe care evident o învață în școală. Deci, sunt așa de bucuros că suntem cu toții aici, schimbându-ne impresii, idei, reviste. Aceste reviste ca un fel de hora Unirii, în orașul Unirii, în cel mai important oraș din România, și din punct de vedere alfabetic, că este în vârful piramidei, și din punct de vedere istoric, în special, ca tare suntem înlănțuiți și strângem această colaborare prin pelerinajul pe care revista Lumină Lină îl face din loc în loc în fiecare an. Pelerinaj pentru că noi nu venim aici așa ca turiști. Eu nu vin aici ca turist. Vin să mai văd frumusețile patriei, că le văd și pentru asta vin, dar asta e altă problemă. Pelerinaj pentru că scopul are ceva într-un fel de a face cu sfințenia. Diferența între turism și pelerinaj o face ținta. Când pleci ca turist, pleci undeva la o țintă. Și când pleci în pelerinaj, tot la o țintă mergi. La pelerinaj, ținta este sfântă. Ești pelerin undeva, către un loc sfânt, ceva. Și cred că ceea ce facem noi, ca și director, redactor de ziare, reviste, scriitori, ce facem noi are de a face cu sfințenia. În sensul cel mai înalt și frumos al cuvântului, dacă vreți, chiar teologic. Pentru că are de-a face cu înălțarea spiritului. Înălțare către ce? Dacă e înălțare, e către absolut. Și absolutul este Dumnezeu. Fie că îl numim absolut, cum mulți din scriitorii noștri, filosofii noștri, sau îl numim Dumnezeu pur și simplu, principalul este că noi credem, eu, și sunt convins că fiecare de aici, că literatura este o dimensiune fundamentală a spiritului și a vieții noastre. Este ca un fel de templu în care ne refugiem, că într-un templu te refugiezi când ești urmărit de dușmani. Și acolo dușmanul nu mai are voie să te atingă. Ești în templu. Deci este loc de refugiu, dar în același timp este loc de sfințire. În templu te sfințești și în templu intri într-o comuniune dublă cu oamenii și cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu pentru că te rogi lui Dumnezeu, cu oamenii pentru că te rogi în același timp și pentru oameni. Nu cred că este vreo unul care se duce vreodată la biserică și se roagă exclusiv pentru sine, fără să pună pe mama, pe tata, pe fratele, pe ce știu eu, pe mai cine. Ca atare, comuniunea este dublă și pentru că este girată într-un sens de verticală, aceea pe orizontală se întărește așa cum trebuie să fie ea trăită în viața de zi cu zi. Mă opresc aici pentru că ar fi multe poate de povesti din viața noastră de români în diasporă. Unii nu sunt de acord cu termenul diasporă. Spun, noi suntem în exil. Alții spun, nu, suntem imigranți, deci hai să folosim emigrare și imigrare. Eu folosesc cuvântul diasporă pentru că exilul, dragii mei, a fost și s-a cam terminat. Pentru că exilul a însemnat fuga de persecuția politică din România. Ori oamenii care au fost mari exilați politici, mari exilați politici, au trecut la Domnul. Și fiecare și-a dus contribuția
la valorile culturii noastre naționale în felul său. În rest, chiar înainte de căderea comunismului, poate 15 ani înainte, oamenii au fugit, nu toți, încă au fost refugiați politici, au fugit pentru o viață mai bună. Deci, mai ales după 89, evident, toată lumea a mers pentru spirit de aventură, pentru condiții economice mai bune, ca să vadă lumea și să vadă cum se trăiește în altă parte, să-și încerce norocul și așa mai departe. Ca atare, exilul s-a diminuat și diaspora a crescut. Dar, cum zic, sunt multe aspecte care, caracterizează viața noastră de exilați, de împrăștiască. Diaspora înseamnă împrăștiere, dar poate eventual în conversațiile noastre le mai putem atinge. Ca atare, încă o dată, cald de mulțumiri pentru această frumoasă primire, deosebit de recunoscător pentru că ați venit fiecare de unde ați putut să veniți și evident sunt extrem de curios să aflu ce faceți, ce publicați, ce scrie, de ce scrieți ceea ce scrieți. Despre revistă în sine o să o las pe Muguraș Maria Petrescu, care este în redacție, să vă povestească rubrici și altele. Doar mai menționez că Institutul mai scoate revista Romene în Medievalia, organizează simpozioane naționale și internaționale, mai există o revistă numită Symposium, acestea două sunt în engleză, invită profesori, doctoranți, masteranți din România la aceste congrese internaționale, îi publică pentru a le face punctaj la universitate, că știți cum e acum cu universitățile, că trebuie să, în engleză e o expresie, zice publish or perish, publici sau mori. Adică mori profesional. Dacă nu publici, nu mergi de la lector la asociat sau asistent, de la asistent la cum e gradația aici. Acolo este asistent, asociat și full, profesor plin. Deci, dacă nu publici, n-ai nicio șansă să progresezi pe linia aceasta profesională. Și revista, inclusiv Lumină Lină, are rubrica academică, promovează acest tip de contribuție intelectuală și de promovare prin pe linia academică a valorilor culturii și spiritualității noastre. Încă o dată, calde mulțumiri! Profesor Damian, este o bucurie, oricare revedere, dar poate mai mult acum când în primul an de când ne-am întâlnit direct și când pentru Bistrița a fost o sărbătoare să-l avem ca astfel. Această nouă bucurie de astăzi nu poate decât să ne încânte pe toți și lumina se împrăște într-adevăr peste tot ce înseamnă frumosul artistic. Mulțumesc lui Virgil pentru amabilitatea cu care ne-a invitat să venim astăzi aici. Și dacă mass media nu este așa de mult prezentă din cei din cadrul gazdelor, vă pot spune că avem de la Bistrița în acest moment aici, în mijlocul dumneavoastră, două televiziuni, un cotidian și o televiziune națională. Încercăm să popularizăm tot ce se întâmplă astăzi aici și la nivel național și, evident, la noi acasă, în Bistrița Năsăvăr. Este o plăcere să vă spun că imediat după întâlnirea de la Bistrița, cred că lumina sfântă s-a întins peste tot ce a însemnat actul cultural la Bistrița. Imediat după această binecuvântare care s-a întâmplat la noi, caracterizată de presa locală și de presa națională ca un eveniment de excepție, a dus la o serie de manifestări de mare amploare, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Pot să vă spun că, imediat după această întâlnire, am reușit să ne revedem cu parte dintre cei prezenți astăzi aici, fie la Bistrița, fie în alte localități, unde am făcut întâlniri literare sau culturale, fiindcă am extins de la literatură la aspectul expozițional și la aspectul muzical. Am avut astfel de întâlniri plăcute la Satul Mare cu colegii noștri și care m-au rugat să vă transmit tuturor un salut deosebit, cu regretul că nu pot fi prezenți prietenul nostru apropiat, Aurel, o stare de sănătate deosebită îl reține.
acasă și n-a putut veni, dar m-a rugat să vă transmit domnul Crescu și tuturor gândurile de bine și regretul că nu poate fi în această întâlnire. Apoi, sub povlăduirea Marului Răbreanu, cu mare parte din cei care au fost la Lumină Vină, la Bistrița, am reușit în noiembrie să realizăm o altă mare manifestare de teatru și literatură universală, fiindcă alături de noi am avut scriitori din 6 țări care au prezentat aspecte ale literaturii contemporane din țările lor și aici mă gândesc la Franța, la Israel, la China, doar câteva ca să le enumăr, pe care le-am invitat și care au răspuns aceste invitații pentru cele 6 zile cât s-a desfășurat această importantă întâlnire din orașul nostru. Nu doar în țară, vă spuneam că Lumina Lină s-a întins plăcut peste sufletul artei și am reușit împreună cu colegii mei din Conexiuni, din Societatea Scriitorilor Conexiuni, să prezentăm revista noastră și cărțile noastre în Italia, în Spania. Și o bucurie foarte mare ca să putem prezenta revista și cărțile noastre chiar și la Alexandria, Marea Bibliotecă din Alexandria, unde vreau să vă spun, dacă accesați în acest moment Biblioteca din Alexandria, la poziția 20 dintre cărțile în limba română, fiindcă 20 sunt titlurile în limba română, din cele 8 milioane de volume care există în Alexandria în acest moment, la Marea Bibliotecă din Alexandria. La poziția 20 apare revista noastră Conexiuni și cărțile noastre de la Societatea Scriitorilor Conexiuni. A fost o mare bucurie, printre multe altele care s-au realizat de la întâlnirea noastră și până în prezent. Am venit cu multe lucruri la noi să vi le prezentăm și cărți ale colegilor mei și revista noastră. Am adus un pliant care am încercat să fie o surpriză pentru toți. În zilele trecute, atunci când am decis să fim prezenți, am realizat rapid un supliment al revistei noastre Conexiuni cu fragmente din ceea ce a fost la Bistrița în trecut, Lumină Lină. De asemenea, am adus cu noi o retrospectivă a momentelor importante ale anului 2014, o expoziție, poate într-un fel inedită, o expoziție de afișe cu marile manifestări care le-am derulat în anul precedent, de asemenea și un program al activităților culturale din acest an 2015. Toate le veți găsi în momentul de pauză sau la final, colega mea, Maria Adriana, să vă ajute să vi le distribuie. Revistele Conexiuni pe care le-am adus cu noi surprind atât mari momente culturale pe care le desfășurăm la Centrul Cultural Municipal pe care îl coordonez, pe care îl conduc, dar desigur și un capitol special destinat artei scrisului, artei poeziei și a prozei. Nu vreau să mă lungesc, fiindcă vreau să-i las și pe colegii mei să vă transmită gândurile lor direct. O spun mereu în întâlnirile noastre. Eu conduc instituția Centrul Cultural Municipal de Cultură în municipiul nostru. În acest cadru avem o serie de activități, între care și Societatea Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni și revista noastră Conexiuni. Acolo ne subordăm cu toții unei președinte. Chiar dacă sunt director, acolo sunt și eu scriitor, ca oricare al colegilor nostru, de aceea vă rog să-mi dați voi și să invit pe colega mea să vă vorbească despre revista Conexiuni și despre membrii Conexiuni, fiindcă este atributul domniei sale și de aceea nu vreau să intru peste ceea ce vine domniei sale. Vă rog pe Elena Încâmpan să preia mai departe prezentarea colegilor care astăzi au venit la dumneavoastră și acolo ne vom încadra și noi cu creația noastră. Vă mulțumesc pentru atenție! Cu permisiunea dumneavoastră, domnule Cisteianu, dați-mi voie să vă spun și numele Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni. Un bine v-am găsit! Am ascultat aici, încă de la bun început, câteva cuvinte care au fost rostite și au cu adevărat un caracter ziditor. Acestea au fost într-o ordine pe care mintea mea l-a reținut. Amfiteatru, tribună, templu, pelerinaj, spovedanie. Și eu am venit la dumneavoastră ca să mă spovedesc, pentru că păcătuiesc în continuare și pentru fiecare dintre noi, cred că marele păcat este scrisul. De fapt, cărțile noastre sunt adevărate păcate,
pe care vi le așezăm în palmă, să ne judecați după ce ne-ați citit cu toată exigența de care suntem în stare. Până anul trecut nu am auzit de lumină lină, dar în momentul în care ea a pogorât la Bistrița, am simțit că ne este atât de proprie încât parcă am fi avut-o acolo dintotdeauna. Bucuria de a fi aleși ca gazde ale acestui colobiu care se desfășoară în fiecare an în România a continuat și acum, la un an, când ne aflăm aici, ne dăm seama că, de fapt, lucrurile se înlănțuiesc cu atâta normalitate și frumusețe încât parcă așa ar fi de când lumea, de la nașterea lumii. Societatea aceasta Conexiuni, care funcționează la Bistrița, pe lângă Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, și ce bucurie mai mare pentru o președintă de scriitor să-l aibă scriitor chiar pe directorul instituției, care este scriitor la rândul lui, membru al Uniunii Scriitorilor și un om care întotdeauna știe să promoveze, să-i promoveze pe colegi și știe să ne fie alături. Cred că nu a fost întâlnire literară la care să nu participăm, fiind invitați, la care domnul director să nu fie alături de noi. Indiferent cât timp are la dispoziție, indiferent cât de multe activități îl rețin la instituție, Dorel Cosma a fost întotdeauna alături de scriitorii de la Societatea Conexiuni. Îi mulțumesc încă o dată și în cadrul acesta prietenesc pentru amabilitate și pentru devotamentul cu care este alături de scriitorii bistrițeni. Apoi, domnul preot, profesor, scriitor, poet, Teodor Damian și așa mai departe, este cel care anul trecut ne-a încântat prin cuvintele frumoase pe care ni le-a adresat, prin cărțile pe care ni le-a lăsat, le-am citit, am descoperit poate încă o dată un poet contemporan, așa cum și diaspora trebuie să-i cunoască pe poeții contemporani și credem că acolo departe, peste ocean, nu este greu sau nu este ușor, pentru că face lucrurile din pasiune, chiar dacă întâmpină greutăți, să promoveze acest spirit național, care nu ține cont de distanțe, care nu ține cont de aspectele vremii, aspectele politice sau aspectele sociale. El este, practic, spiritul nostru care ne definește peste tot în lume. Îi mulțumesc și pentru faptul că m-a promovat în jurnalul de la New York, pentru faptul că a scris despre cărțile mele și că a publicat tot ceea ce am scris noi despre evenimentul Lumină Lină de anul trecut în revistele pe care domnia sa le promovează și le poate coordona. Îi mulțumesc domnului Virgil Șercu Cisteianu, care de multe ori a poposit pe plaiurile Bistrița-Năsăudene și ne-a invitat de fiecare dată la manifestările lui să fim alături de fenomenul cultural din cetatea Alba Iulia. Societatea aceasta Conexiuni, pe care o reprezentăm aici și prin colegii care vor lua cuvântul în continuare, o să aflați mai multe despre ele, are atât de multe activități pe care le desfășoară de-a lungul anului. Dacă vă gândiți că măcar o acțiune în fiecare lună o desfășurăm în deplasare, dacă nu în țară, atunci în străinătate, și pentru lucrul acesta vă gândiți că avem în primul rând un suport material de cea mai bună calitate, gândiți-vă că totuși scriitorii bistrițeni au posibilitatea să călătorească, să se întâlnească, așa cum o facem și aici, cu prietenii noștri, colegii noștri din alte părți de țară. Dacă ar fi să ne gândim, parcă a fost ieri întâlnirea de la Bistrița, nu ne-am văzut de un an și totuși într-un an au apărut atât de multe cărți, atât de multe noi numere de reviste, încât nu am stat degeaba, cu siguranță niciunul dintre noi, și ne-am adus contribuția la ceea ce înseamnă dezvoltarea fenomenului de carte. Pentru că fenomen este, de fapt, și această lumină lină, dacă nu chiar un caz, cazul lumină lină, care merită tratat cu toată seriozitatea, cu atât mai mult cu cât nu ne-l facem noi, ci vine cineva din afara granițelor țării să ne arate adevărata lumină. Lumina literaturii, lumina gândului, lumina sufletului, așa cum s-a spus. Toate publicațiile pe care le-am adus vor ajunge pentru dumneavoastră să aveți o imagine cât mai exactă asupra a ceea ce se întâmplă la Bistrița în zilele acestea din punct de vedere literar. Cu mulți dintre dumneavoastră, nume cunoscute, am avut ocazia să ne întâlnim și acasă, dar și în multe
alte întâlniri organizate în spații neutre. Vă așteptăm de fiecare dată să ne căutați la Bistrița, să ne căutați la Societatea Scriitorilor Bistrițeni, acolo unde întâlnirile noastre sunt porți deschise, ferestre deschise pentru adevărata literatură, pentru oamenii care gândesc frumos și contribuie prin scrisul lor la o anumită definire a specificului național literar. Am scris anul trecut o poezie chiar în zilele Lumina Lină. Ea apare în broșura pe care o primiți ca mărturie a desfășurării colocului de la Bistrița. Ultima carte pe care am scris-o de poeme se numește Postume Antume. Din acest volum, apărut în 2015, vă voi spune o poezie care se numește Plăcerea de a spune versuri. Mi-am așezat cărțile pe iarbă și am început să le recit versuri. Mi-am așezat poeții pe iarbă și am început să le recit versuri. Mi-am așezat cititorii pe iarbă și am început să le recit versuri. Mi-am așezat criticii pe iarbă și am început să le recit versuri. Mi-am așezat pe tine pe iarbă și am început să-ți recit versuri. M-am așezat și eu mai apoi pe iarbă. Oare mie cine îmi va recita versuri? Sporesc și eu cu această lumină a lumii taină, Lină! Și bine ne-am întâlnit cu toți în Cetatea Unirii, Alba Iulia. Noi am fost, cred că prima dată, în urmă cu vreo 5 ani, domnul Cistean, nu mai știu, când s-a înființat Cenaclul Gând Românesc. A fost o acțiune frumoasă la Casa de Cultura Sindicatului, undeva aici, peste drum. La fel de frumoasă ca și acțiunea de astăzi. Vreau să vă spun că, într-adevăr, puține sunt evenimentele în care ne întâlnim așa de mult din toată țara și de peste ocean. Și este un privilegiu pentru noi să fim alături de părintele Damian, de scriitorul Teodor Damian. Și cred că ați ales o perioadă bună pentru că este perioada postului și putem să postim și să ne plănim și din cuvinte frumoase. Cuvintele pot fi vindecătoare, cuvintele pot fi în același timp un balsam pentru sufletul nostru. Dacă dumneavoastră, bine am înțeles, aveți 20 de ani de existență Luminii Line, noi avem, nu a spus nici domnul director, nici doamna președintă, avem 10 ani de conexiuni. Suntem un pic mai micuți, dar venim cu forțe proaspete din spate. În 2015 sunt 10 ani de când domnul director a ajuns la cârma instituției numărul 1 din Bistrița și de atunci avem și revistă literară, avem și cenatul. Înainte n-aveam nimic. Înainte n-aveam nici noi nimic. De atunci avem toate și au crescut frumos. De atunci a crescut frumos Festivalul de Teatru Liviu Rebreanu. Cred că foarte multe evenimente vor fi și foarte multe din festivalurile noastre vor avea anul acesta, o să avem și noi ce să vă dorim și cu siguranță domnul director o să vă invite să fiți alături de noi. În Bistrița, cred că veniți domnul Cisteanu dumneavoastră mai des, dar poate și invitații noștri, doamna Sârbi a fost de mai multe ori și domnul Damian va ajunge mai des și dumneavoastră, de ce nu? Pentru că, să știți, nu vreau să fac o comparație, dar acolo, într-adevăr, se pune preț pe cultură. Primăria Bistrița este cea care ne susține până la urmă să fim și aici, alături de dumneavoastră, pentru că Centrul Cultural Municipal este în subordinea primăriei. Și avem un primar care iubește cultura, după cum s-a văzut și anul trecut, a fost alături de noi în cele două zile. Și este un mare lucru ca și instituțiile statului să pună umărul la sprijinirea revistelor culturale, cum este cu conexiuni la sprijinirea tipăririi cărților noastre, pentru că altfel nu putem ieși în lume. Noi avem, lucrez și eu la un ziar care se numește Răsunetul. Spun lucrez și eu pentru că nu este a meu, că este un acționariat acolo, mă rog. Îl coordonez de vreo 3 anișori, cred că. Și să știți că nu este zi în care să nu fie pagina de cultură, uneori 2, 2, 3 și mai nou, o bucurie pentru mine, aproape toți preoții din județ s-au abonat la ziarul nostru. Ajunge acasă ziarul Lumina, dacă nu mă înșel la Patriarhiei,
și ziarul răsunetul. Deci două ziare ajung la preoți. Și de ce s-au abonat? Pentru că părinții protopopi, avem trei protopopiate împreună cu preoții, s-au gândit să fie și ei alături de ziarul nostru, pentru că aproape în fiecare zi avem o pagină de religie. O pagină în care preoții din județ, pe rând, își prezintă parohia, își prezintă evenimentele, ceea ce este un lucru deosebit. Eu zic că se poate citi și așa și